Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am un blanc. Ai, e gol în capul meu. Nu pot să gândesc, nu știu, exact asta este emoția pe care o am acum. Știi cum? Ca parcă nu mi-am uitat și numele, nu mai știu cum o ia. Momentan încerc să mă regăsesc. Pe mine însă, sunt la o școală de televiziune momentan. Aștept să o termin, să pot intra și eu în televiziune. M-aș potrivi foarte mult ca și reporter. Nu știu, așa mă văd eu. Am venit la Șef la Cuțite pentru a găti șacșuca. Șacșuca este un preparat pe care l-am învățat să-l gătesc în Israel. Este micul meu dejun preferat. Șef la Cuțite, în primul rând, este o experiență și cu siguranță o să fie de folos pe viitor. Pentru că sunt niște trăiri, sunt emoții care trebuie oarecum stăpânite și mi le stăpânesc greu. Spre exemplu, chiar acum încă tremur. Mamă, ce emoții am! N-ai cum! Deci îmi tremură mâinile de nu mai pot. Nu înțeleg de ce! Deși sunt la o școală de televiziune, să-mi fie rușine. Păi eu mă aștept să nu-mi iasă, nu știu cum să vă zic, adică să nu-mi iasă pe gustul lor, pentru că ei sunt destul de dificili și bănuiesc că roșii. A venit și asta aici să ne fac așa o tocăniță de roșii. Cine știe, nici nu vreau să mă poate, mă fac de râs, Doamne. Și când am ajuns la facultate și m-am văzut singură, până la vârsta, rușine mare. Nu știam să țin buretele de vase în mână. Deci trebuie și curaj să vii la Șef la Cuțite, pentru că să gătești în fața românii, oarecum e, să te judeci atâția, e... Știi cum? Cred că mai mult gândul ăsta mă supără pe mine acum și îmi dă emoțiile astea. Deci uite cum trebuie. Nu știu. Trebuie să mă stăpânesc, mai ales dacă tot vreau să rămân în industria asta. La școala asta de televiziune m-am înscris mai mult pentru faptul că eu am trag de cameră. Am emoții pe care nu pot să le stăpânesc. Iar, din păcate, pandemia ne-a oprit și n-am reușit să o termin și n-am reușit să fac mai nimic perioada asta. Mie mi-este frică, poate, de felul în care mă judecă ceilalți și mi-este frică de felul cum mă văd ceilalți, pentru că mi-am pierdut încrederea în mine. Probabil... Pentru că foarte mulți oameni m-au dezamăgit, care au fost prietenii mei. Spre exemplu, am avut COVID și 3 săptămâni nu m-a sunat nimeni, nu m-a căutat nimeni. Oamenii m-au uitat. A fost un șoc pentru mine. Și a fost cumplit, pentru că poate e nevoie să spună cineva, fii puternic, pentru că erau serii în care eu nu puteam să dorm de frică că poate nu o să mai prind niciodată a doua zi. Și am rămas cu traumă. Stările de la acest nenorocit de virus sunt cumplite. Nu vezi că iei pastile, nu-ți revii, nu te ridici în picioare. 3 zile știu că nu m-am ridicat deloc din pat. Părinților mei le-am spus de-abia după o săptămână, când am văzut că nu pot să mai respir. Și atunci de-abia mi-am dat seama că e foarte grav și că noaptea, efectiv, nu puteam să dorm. De plângeam și mă rugam la Dumnezeu că să mai trez măcar o zi. Plângeam și mă rugam la Dumnezeu să nu mor, să sunt singură, că dacă se întâmpla ce fac cu mine, vă dați seama că ai mei fiind într-o altă localitate, până ajungeau ei poate într-o săptămână. După ce am văzut că am... Că n-am miros și gust, mi-a adus cineva și mi-a duceau de la geam tot ce aveam nevoie, am găsit pe cineva să-mi aducă și rest, nu știu, încerc să trec peste încă, pentru că m-a afectat foarte tare psihic. Astăzi, acum chiar când stai aici și gătesc, parcă m-am mai relaxat și parcă sunt puțin mai degajat. Chiar mă simt bine. Și mă face fericită. Sunt habarnistă, da? Ce vrei, ai? Adaug brânza feta și ouăle deasupra, da? Și o să o pun la cuptor vreo 5 minute și așteptăm să se facă ouăle și după aia scoatem, presărăm pe deasupra pătrunjel și voilà, am terminat. Dacă aș lua măcar un cuțit,
Păi, cred că aș fi cea mai fericită. Oh my God. 1 și... Ce avem aici? Șacșuca. La șacșuca nu prea are... Nu prea are ce? Nu cred că are brânză șacșuca. E, mai pun și brânză. Chiar e șacșuca, fii atent. Cine a gătit? Doamnă. Ok. Prezentabil. Hai să vedem. Nu v-a plăcut, clar, 100%. Ți-am zis. E domnișoară, nu e doamnă. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Rafaela Marcaș, am 25 de ani, sunt în București de o perioadă de timp. Am venit pentru a face facultatea de drept. Și ați făcut-o? Ulterior m-am reprofilat. Și ce ați făcut? Am concurat la câteva show-uri TV. Ca ce? Adică cântăreață, dansatoare? Nu sunt cântăreață, n-am niciun talent da? Actoricesc. Ca ce? Am fost la un... prima oară, când am apărut la TV, am fost la o emisiune de sport. Ca ce? De ce râzi? E foarte smuls. Să vezi că tremur toată așa și... Da, uite cum tremur, nu știu am de observat. Ce, vai. La emisiunea de sport a fost. Ce da, am fost, eu am făcut tenis 12 ani și... a fost un pariu și acela. Și mi-a plăcut și am continuat vreo 2 ani și nu acum am zis să... Cu ce ați continuat? Că nu ne ziceți nimic. Continuat cu... Am fost la TV. Ca ce? Ca... Am participat la niște emisiuni TV și de reality show. Ca ce? Ca concurenți. Reality show. Reality okay. Show, da. A, perfect. Păi asta era. Și am continuat și doresc. N-am vrut să zic. Hai, ce emoții am. Nu pot să cred. Și de ce ne-a dus șacșuca? Îmi place mie foarte mult. De unde am învățat să fac șacșuca în Israel. Am avut un iubit, ne-am dus la familia lui să-l vizităm și am învățat de la mama lui. Și am învățat mai multe rețete. Ok. Nu mai pot decât. Vai, deci nu pot să cred. De ce? Păi am un trag de camere și acum vă văd și pe voi, șefilor și... Da, am emoții. Da, emisiunea n-a durat 2 ani. Nu, din 2018 am participat la diferite emisiuni și am acum sunt la o școală de televiziune și mă gândesc să fiu un reporter, asta îmi doresc. Și dacă ai fi reporter la Șef la Cuțite, cum ai prezenta situația asta? Ce situație? Păi nu știu, ce se întâmplă? Una tensionată. Exact. Ei, camera și povestiți ca reporter. Păi nu, eu ca reporter. Păi da, n-ai zis că vrei să fiți reporter. Nu pot să gândesc, dam blank total, am niște emoții, nu știu de mine. Eu am încercat să vă ajut. Dar nu știu, am emoții, nu pot să vorbesc, m-am blocat. Da. Îmi cer scuze. Șef la Cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.